Salutare toată lumea, eu sunt Florin, iar astăzi vreau să vă prezint un joc pe care cred că mulți dintre voi îl știți. Se numește Akinator, iar acesta îți va pune niște întrebări, iar tu trebuie să răspunzi la ele pentru a-ți găsi, și el îți va găsi personajul. După cum vedeți, este și în Google Play, App Store, VP Marketplace. Ok, haideți să dăm și noi Play. Trebuie să ne punem vârsta. Și nu știu pe cine să căutăm. Vreau să căut pe Gumball și pe Darwin. Poate îi găsim. Și atunci nu e vârsta noastră, 11 ani. Și dăm play. Deci, de obicei el îți ghicește. Deci el de obicei îți ghicește. Ești un gamer, caracterul tău? Nu. Gumball nu este un gamer. Ești un lucian? Nu. Nu este un lucian. Ești o femeie? Nu. Ești o femeie? Nu, nu are curent 40 de ani. Ești din România? Nu. Este real? Nu. Nu este real. Are păr? Nu, nu are păr. Are două picioare? Stă pe două picioare, da. Este un robot? Nu, nu este robot. Este de la seriile de desene pentru copii de la televizor? Da. Trește în apă? Nu, nu trește în apă. Nu. Este Pokémon? Nu! E albastru? Da, e albastru. E o pisică? Da, e o pisică. Nu, nu este gripisica. Este din studio Ghibli Movie? Nu. Merge la școală? Da, merge la școală. Este atent? Nu. Nu. Da, trăiește cu părinții lui. Da. Gumball Watterson. Nu? Gumball Watterson. Uitați-l. Oh my god, ce față are. Zic că e constipat, frate. Ok, haideți să căutăm acum și pe Darwin. Haideți să dăm yes. Să fie și el foarte bucuros. Ok, și play again. Și după ce îl vom căuta și pe Darwin, poate îl vom căuta și pe SpongeBob pantalon pătrat. Frate, de ce mă bolbui, nu știu. Deci trăiește în România? Nu. Este o fată? Nu, nu este o fată. Este de la seriile de copii pentru... Seriile de desene pentru copii, da. De la televizor. Este un animal? Da, este un pește. Nu. Este de SpongeBob? Nu. Oh, stai. Am greșit. Dacă... greșim, putem să dăm aici corect și ne va da la întrebarea anterioară. Da, merge la școală. Este albastru? Nu, nu este albastru. Da, este oranj. Nu. N-are cum. Nu, nu este un racing ciclist. Da, este un pește. Și?
Lungă ce s-a zis. Dar în luata să... Uitați-l. Ce fericit să el acolo, frate. Haideți să-i dăm iar yes, pentru că ne-a ghicit personajul. Și haideți să-l căutăm și pe SpongeBob. Pantaloni pătrați. Buretele ăla. Bastru. Galben cu pantaloni. Nenorocitul. Ești o fată? Nu, nu ești o fată. Dai, în fapt nu, nu ești faimosul român, ești de la desene. Bă, hai să zicem, probabil. Este real caracterul? Nu. Este un animal? Nu, este burete. Are păr? Nu, n-are păr. Stă pe două picioare? Da. Stă pe două picioare? Trește în apă? Da, trește în apă. Da, este galben. Oh my god. SpongeBob? Zic că l-a găsit pe SpongeBob. SpongeBob SquarePants. Da, fraților. SpongeBob SquarePants. Uitați-vă cum sare, bă, mai ar putea să face spagatul. Nu, sfoară, mai ar putea să face sfoara. Ok, fraților, deci cam atât și cu acest episod. Cred că a fost cam scurt, nu știu cât a durat. Eu am fost Florin și noi ne vedem data viitoare.